Cele trei echipe hunedorene din seria 7 a eșalonului fotbalistic terț au avut rezultate diferite în etapa 13-a. Jiul Petroșani a trecut acasă de Viitorul 2 Târgu Jiu și a urcat pe poziția 7-a în ierarhie cu 14 puncte, fiind clasați înaintea adversarilor. Aurul Brad a remizat 1-1 acasă cu Voința Lupac și rămâne lanternă roșie cu doar 5 puncte, iar formația din Caraș a urcat pe poziția a doua. Acest lucru se datorează și înfrângerii cu 4-1 a celor de la CSM Deva pe terenul liderului detașat al seriei, CSM Reșița, Lupacul având un punct în fața hunedorenilor. Ștefan Nanu, antrenorul principal al Devenilor, nu s-a putut baza pe 7 jucători în meciul cu Reșița, o echipă extrem de valoroasă, și a acuzat arbitrajul de la jocul din Valea Domanului. Meciul de la Reșița a mers fără 7 titulari, pentru că am avut 4 jucători la limită cu cartonașele, am avut 2 accidentați și unul răcit. Ceea ce a fost, din punctul meu, îmbucurător, 60 de minute am ținut piept aceste echipe, Reșița, având în vedere pentru obiectivul care îl are promovarea în Liga 1, în Liga 2, cu jucători de Liga 1, 8 jucători de Liga 1, n-a fost nicio diferență. Ce s-a întâmplat la acest joc, arbitru a fost cel care a făcut diferența. Primul gol n-a trecut mingea din linia porții, deja tușierul s-a dus direct la centru. Golul 3, 8, 1 metru, nu mai are rost ca să discute arbitrajul la acest joc. Este o echipă cu organizare foarte bună, o echipă cu un buget de 1 milion de euro, o echipă care în perspectivă, în cel puțin 2-3 ani de zile, vor să promoveze în Liga 1. Pe de altă parte, Fane Nanu a privit și partea plină a paharului, folosind la Reșița jucătorii care au evoluat mai puțin și și-a format o idee asupra acestora în perspectiva accederii în play-off, de care Deva este foarte aproape. La acest joc m-a interesat foarte mult și evoluția celorlalți jucători, având în vedere că se termină, mai sunt o etapă, se termină acest tur și un mini-retur din cele 8-9 jocuri, s-au dus 4 jocuri, mai sunt 2. Vreau să evaluez și pe celălalt jucător, să văd ceea ce se întâmplă din iarnă, pentru că mi-aș dori să prind locul 2. Suntem în grafic, noi ne batem cu Pandurii și cu Lupacul pentru locul 2. Suntem, știți și dumneavoastră, competiția în acest an este cu play-off și play-out. Avem 9 puncte de locul 2, eu cred că în proporție de 90% suntem în play-off. Îmi doresc ca să mai câștigăm cel puțin 7 puncte de a fi în play-off matematic. Pentru CSM Deva urmează meciul de acasă cu Pandurii Târgu Jiu, a patra clasată, cele două echipe fiind despărțite de golaveraj. Deveni abordează cu optimism jocul cu gorjenii, mai ales că își doresc nu doar calificarea în play-off, ci și accederea în barajul de promovare în Liga a doua. Jucăm cu Pandurii, o echipă care are obiectiv promovarea, o echipă cu bani foarte mulți, o echipă care se va reorganiza din iarnă, din ceea ce știu, vor aduce foarte mulți jucători ca să poate să promoveze, adică să bată cu Reșița la promovare. Știți și noastră că promovarea se face primele două din seria 7 și cu următoarele două din seria 8, se va juca încrucișat locul 1 cu locul 2 din locul 1 din seria asta cu locul 2 din seria a 8-a, locul 2 din seria a 7-a cu locul 2 din seria a 8-a. Îmi doresc să prind locul 2, îmi doresc să-mi aduc 4-5 jucători de calitate, să fie titulari, pentru că mi-aș dori să merg la baraj în acest an. Obiectivul meu este 1-4, calificarea în play-off, v-am mai spus și repet, 90% suntem în play-off. Meciul dintre Deva și Pandurii se joacă vineri, 26 octombrie, de la ora 14, la fel ca și partida dintre Progresul Ezeriș, a 6-a clasată, cu 15 puncte, și Jiul Petroșani. Sâmbătă, 27 octombrie, de la aceeași oră, 14, se va juca meciul dintre ultimele două clasate din serie, Gilortul Târgu Cărbunești și Aurul Brad. Moții, indiferent de rezultat, neputând părăsi ultima poziție, formația din Goj având cu 4 puncte mai mult.